Astăzi vremea va fi caldă, iar cerul va fi variabil. Totuși, în nordul țării sunt așteptate ploi cu descărcări electrice. La Briceni vor fi 21 de grade, iar la Soroca se așteaptă 23 de grade. La Bălți sunt prognozate 27 de grade, iar la Orhei cu 2 grade mai mult. La Tiraspol se vor înregistra 30 de grade. La Leova vor fi 31 de grade, iar la Comrat și Cahul maxima va fi de 32 de grade. Astăzi, în capitală, vremea va fi caldă și se vor înregistra 30 de grade. În următoarele zile, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius ziua și între 11 și 14 grade noaptea. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri sunt anunțate ploi. La Madrid vor fi 35 de grade, la Paris 25, iar la Berlin 21. Cu 2 grade mai mult vor indica termometrele la Londra. În capitala Italiei, vremea va fi frumoasă și vor fi 32 de grade. La Viena și Budapesta sunt prognozate 23 de grade. La Belgrad sunt anunțate 22 de grade, la Praga se așteaptă 21, iar la Varșovia cu un grad mai puțin. La București se va încălzi până la 32 de grade, la Atena sunt prognozate 33 de grade, iar la Ankara cu un grad mai mult. La Kiev nu vor fi mai mult de 30 de grade și se așteaptă ploi cu descărcări electrice, iar la Moscova maxima va fi de 27 de grade Celsius.